Salut, gemeni! Voi face citirea pentru perioada uh, 16 noiembrie, 30 noiembrie 2024. Voi începe cu o scurtă prezentare a horoscopului. Uh, pentru voi uh, aveți tensiuni uh, legate de. Uh, Casa 12-a, de ce am zice, de uh, contracte, asocieri, procese, uh, dușmanii cunoscuți sau declarați, relația 1 la 1. Pentru voi aici apar foarte multe uh, tensiuni, nervozitate, uh, sunteți critici duri, uh, voi exprimați uh, foarte dur. Uh, și vă urmăriți niște scopuri unde provocați chiar necazuri celorlalți. Sunteți atrași de aventură, vă arătați curajul, gata să riscați, să intrați în situații primejdioase, poate într-un contract, într-o asociere sau într-o relație cu persoane nesigure. Riscați oboseală, epuizare, și chiar accidente. Relațiile sunt tensionate. Această, totuși, tensiune, voi ați putea să o valorificați în distracție. Să creați ceva, să fiți creativi, să legați o relație nouă, să transmiteți ceva prin aceste relații. Să vă exprimați optimismul, să arătați curiozitate, să fiți sinceri cu propriile voastre opinii, cu ideile voastre, să aveți o exprimare clară. Acest Jupiter retrograd în casa voastră, personalității voastre, este în trigon cu casa fericirii voastre, unde este Lilith. În relații vă bazați mai mult pe informații, pe transmiterea informațiilor, pe curiozitate, pe rafinament și vă simțiți foarte bine. Dar încercați și foarte multe emoții. Emoții care vă aduc instabilitate, ă, relațiile sunt de comunicare, ă, libere, ă, vă folosiți curiozitatea, vreți să studiați, să călătoriți, să cunoașteți cât mai multe, ă, să informați pe ceilalți, să vă arătați disponibil să le oferiți și lor din cunoașterea voastră. În 17 noiembrie, luna este în conjuncție cu Jupiter retrograd. Personal veți experimenta emoții foarte puternice, dar și nemulțumire legată de bani, de banii voștri și de teama de a pierde. În 19 noiembrie, la ora 23, Pluto va intra în vărsător pentru voi reprezintă o casă a cunoașterii, a studiilor, a călătoriilor, studii de lungă durată, călătorii care să dureze și s-ar putea să dureze foarte mult, fiindcă aici va sta Pluto până în 2044. Aveți timp suficient, 20 de ani, să vă transformați, să acceptați schimbări să realizați un progres uh, în această cunoaștere sau în uh, dezvoltarea cunoașterii voastre prin călătorii. Uh, sunteți interesați de viitor și acțiunile voastre sunt îndreptate spre cunoașterea viitorului, spre a uh, stăpâni viitorul. Uh, aveți și riscuri legate de distrugere, de catastrofe, totul se produce sub impulsul lui Pluto. Deci vorbim de schimbări care sunt legate de acest aspect al lui Pluto legat de distrugere. Poate să fie o perioadă cu relații mai mult în care, în care voi să acceptați foarte mult să primeze colectivitatea, viitorul va fi totuși un progres, va fi legat de tehnologie, de știință. În 20 noiembrie se formează pentru toți o piramidă de apă între Soare, Neptun retrograd și Lună. Luna este în Rac, vorbim de resursele voastre, de bunurile materiale create de voi. Neptun este în Pești și vorbim de cariera voastră. De reușitele profesionale, de reușitele sociale sau personale, și soarele din scorpion. Deci, rutina zilnică, ceea ce faceți voi zilnic. Aici vă puteți baza pe aceste emoții, pe visare, pe creativitate, să vă folosiți de dorința voastră de a cunoaște de a studia spiritualitate, ocultism, religie, să fiți inspirați, să vă folosiți imaginația, în relații arătați sentimente, emoții. În 21 noiembrie, soarele face ingrisul în săgetător. Este într-o casă a contractelor, a asocierilor, a relației 1 la 1, a dușmanilor declarați. De la ora 22. Deci, ora Bucureștiului, 21 noiembrie, ora 22. Este favorabil ideilor noi acest aspect. Soarele, deci, în această casă, vă susține curiozitatea, ideile noi, să vă contopiți cu natura, să vă duceți în călătorii lungi, în aventuri. Să vă folosiți inspirația, dar să oferiți susținere și celorlalți. Deciziile sunt tot timpul argumentate, discutate, dați impresia că luați decizii foarte repede, dar de data aceasta veți tărăgâna aceste decizii și nu le veți lua. Vă agitați, consumați foarte multă energie. Și poate să scade puțin vitalitatea. Între 25-27 noiembrie se formează o configurație SMEU pentru toți, dar este implicat nodul nord retrograd din, Balan, din Berbec. Pentru voi reprezintă relații, relații cu prieteni, cu protectori, cu asociații profesionale, nodul sud din Balanță care reprezintă fericirea pentru voi, distracția, iubire, soarele din săgetător, contracte, asocieri, relațiile unul la 1 -unu și marte în leu, marte în resursele voastre, comunicarea voastră, scuzați-mă, comunicarea voastră cu... Frați, surori, veri, vecini, discuțiile pe care le aveți uh, cu prieteni sau discuțiile pe care le aveți cu apropiați despre prieteni, despre călătorii, despre uh, asocieri, uh, resurse. Uh, S-ar părea că, totuși, uh, voi aveți uh, aici de a. Posibilitatea să acționați, să intrați în uh, destinul vostru și în destinul vostru legat de relații, să uh, aveți uh, situații pe care trebuie să le sacrificați, poate relații pe care trebuie să le sacrificați și să păstrați acele relații care sunt benefice pentru voi. Uh, Puteți să fiți întreprinzători, să fiți ordonați, să acționați, să vă coordonați acțiunile, scopul vostru să aveți încredere în voi. Sănătatea este bună. Între 25 și 28 noiembrie se formează o altă configurație de tunchi, cu două aspecte benefice. Aspecte între Pluto, nodul nord și nodul sud uh, și marte, nodul nord și nodul sud. Deci uh, vorbim de uh, din nou de uh, schimbări de uh, curiozitate, de studii, de cunoaștere, de călătorii lungi, uh, de Comunicare, discuții, poate comunicați foarte bine cu apropiații voștri de la distanță și, bineînțeles, de a, de a intra în acest destin al vostru, relațiile. Fiindcă, cum în acest moment pentru voi sunt importante aceste relații, să selectați aceste relații, să păstrați relațiile care vă sunt utile să renunțați la relațiile care nu vă mai ajută. Dacă încercați să vă opuneți schimbărilor, să nu acceptați schimbările, transformările, să nu acceptați sacrificiile, s-ar putea să vă epuizați fizic și mental. Relațiile pot fi totuși cum să spun, cu dispute. Uh, trebuie să selectați neapărat aceste se, relații și să acceptați sacrificiile în aceste relații. Vom vedea ce spune și tarotul pentru voi. Pentru voi, gemeni. Eu nu am mai uh, spus la celelalte zodii, vă mai aduc aminte, aveți cartea zilei la aspectele planetare generale. Deci, iată, nebunul. Nebunul care nu este o carte nici bună, nici rea, dar uh, voi vă doriți să luați o șansă. O șansă care poate să însemne uh, un proiect nou ceva la care nu sunteți pregătiți, dar vă doriți foarte mult acest lucru și veți face sacrificii, veți fi capabil să vă asumați riscuri, chiar și sacrificiile, le acceptați. Aveți foarte mulți dușmani care vă înconjoară, și trebuie să vă ascundeți scopurile și mai ales să depășiți aceste blocaje. Dacă vă doriți dreptatea, deci acceptați dreptatea, adevărul și vă bazați pe aceste aspecte, atunci veți reuși. Și iată, aveți, da, deci, un prinț de monede vorbim de un as de cupe și de forța, puterea. Voi personal aveți o relație cu un bărbat tânăr, un bărbat cu ascendent zodie în fecioară, care călătorește foarte mult, realizează venituri importante și vă bazați pe aceste venituri realizate de acest bărbat. Am putea spune că el are un succes în afaceri. Fericirea pentru voi este iubire, iubire pe care o arătați. Familiei, partenerului de viață, divinității, prietenilor. Deci, această iubire vă dă o stare de bine, o stare de beatitudine, de iubire pe care o împrăștiați celorlalți, o arătați celorlalți. Un aspect, totuși, karmic este această forță. Trebuie să Țineți o situație dificilă sub control, să vă folosiți de uh, forța voastră interioară uh, pentru a ține o persoană sau o situație dificilă sub control. Uh, să arătați loialitate, uh, să vă folosiți intuiția, să fiți perseverenți, spirituali dă un aspect benefic legat de cunoaștere, de studii, de călătorii. Vorbim de resursele voastre, de bunurile materiale, de uh, rutina zilnică, ceea ce faceți voi zilnic și de cariera voastră. Și iată, aveți aici uh, de resurse de bunurile materiale s-ar părea că voi sunteți visători. Vă creați tot felul de fantezii și visați. Vă amăgiți singuri. În schimb, rutina voastră zilnică, presupune tot timpul acțiune. Faceți ceva. Începeți un proiect nou, deci în fiecare zi este ceva nou, este ceva ce nu ați mai făcut. Poate fi vorba de călătorii, poate să fie chiar un aspect important legat de călătorii. Rutina voastră zilnică să fie poate legată de uh, noutăți, de lucruri noi care vin în viața voastră. Uh, în schimb, uh, cariera pentru voi este acea tactică pe care o aveți să. Uh, Faceți o mică schimbare ca să aveți liniște, calm, armonie, totul să meargă așa, liniștit. În relații, în societate, la locul de muncă, profesional, totul vreți să nu uh, aducă agitație. Legat de comunicare, de contracte și de uh, relații. În uh, comunicarea voastră cu frasul Oriverie, vecini, voi s-ar putea să comunicați foarte bine cu un bărbat tânăr, cu ascendent zodie, în pești, uh, care dă impresia, așa, unei persoane, uh, un fel de curtezan. Dar voi vă înțelegeți foarte bine cu acest bărbat și comunicați foarte bine cu el. Uh, legat de relații, aveți aici o regină de bâte. Vorbim de o femeie energică, hotărâtă cu ascendent, zodie, lună plină, în leu. Este o femeie care este hotărâtă să lupte pentru ceea ce își propune ea și dă impresia că pentru un bărbat poate să-l protejeze, dar dacă sunteți femeie, sigur, veți avea o rivală. Va trebui să înfruntați o rivală. Uh, trebuie să fiți foarte atente uh, dacă sunteți femei. În ceea ce privește uh, relațiile cu prietenii, cu protectorii. Cu asociații profesionale, voi aici aveți de primit niște bani, bani care ar trebui să vină pentru munca voastră și a familiei voastre. Deci, de un aspect benefic, puteți să investiți. Deci, este un aspect benefic. Vorbim de familie, cămin. Schimbări, transformări și karma voastră nu prea e grozavă. Cartea, dar haideți să vedem. În familie, voi veți lua o schimbare, veți schimba ceva. Vă schimbați voi în cadrul familiei. Vă schimbați ideile, gândirea, mentalul, creativitatea, energia, vitalitatea, comunicarea. Relațiile și acest lucru este perceput de ceilalți pe data de 21. Veți arăta aceste uh, schimbări, care toate depind numai de voi. Este un fel de uh, talisman al norocului, este un aspect benefic aceste schimbări pentru voi. În ceea ce privește schimbarea, transformarea, s-ar putea să fie adusă și de un bărbat cu ascendent zodie în vărsător. Este un bărbat în vârstă, un bărbat care își permite să dea niște concluzii, să spună niște lucruri, să vă arată niște aspecte legale. Deci, este o persoană exigentă, o persoană foarte severă, o persoană care, prin aceste concluzii, el poate să vă aducă o schimbare, să vă impună o schimbare. Și diavolul, care vine în aspect karmic, este legat de o dată de 15. Vorbim de liberul arbitru în final de o alegere. Dacă vreți să renunțați la viciile voastre sau nu vreți să vă păstați aceste vicii cu toate problemele care apar de aici. Probleme legate de sănătate, probleme legate de secrete, probleme legate de sacrificii, de datorii. Deci, cam acestea ar fi aspectele deci aveți trei arcane majore, destul de importante, care vă duc în familie în fața unui început nou, a unui ciclu nou. Karmic, s-ar părea că trebuie să renunțați la biciile pe care le aveți, la slăbiciunile pe care le aveți și pare că este ceva mai vechi, o dorință a voastră să uh, călătoriți, să studiați, să stăpâniți anumite situații, să vă arătați autoritatea, dar să fiți totuși plini de încredere, loialitate Acestea ar fi aspectele pentru voi. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să ajutați canalul să dezvolte, dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!